Iată-i! Retragere! Organizați aici rezistența! Cred că reîntâlnirea cu Lurton și nu e ceva ce v-ați dorit. Cum merge acolo afară? Rău! Și Phobos nu și-a făcut încă marea intrare. Oh! Ești mulțumit acum? Cornelia, atrage afară! Irma, Helin, atacați! Tarani, apără! Blanc, retrage-te către cartierul general al rebelilor! Mișcați-vă, toată lumea! Dar palatul lui Elion? Este pierdut! Rebelii sunt în plină retragere, majestate! Palatul este al vostru din nou! Nu chiar al meu! Acolo... Acum se simte ca acasă și în curând voi face același lucru pentru tot Meridianul. E ideea mea de paradis. Sunt mai mult decât ruptă. De la petrecerea de Halloween a lui Phobos, este ca și cum le-am fi luptat 24 din 24. Exceptând școala pe care o avem. Nemernicul nu obosește niciodată. El este ca un triplu espresso de răutate. Uite ce, Caleb are nevoie de noi, Meridian. Și ne vom întoarce repede înapoi. Dar avem nevoie de un pic de pauză sau pur și simplu vom căda din picioare. Da, niște frumuseți zdrobite. În plus avem școală dimineața. A trebuit ea să strice momentul. Ah, aproape că am uitat. Tata mi-a cerut să aduc acasă niște mâncare la pachet. Ar trebui să fiu îngrijorat? Nu vreau să-mi fac griji, dar devin îngrijorat. Ești tu îngrijorată? E bine, sigur că ești îngrijorată. E mama mea. Despre cine vorbește el? Este îngrijorat, în legătură cu bunica mea. Nici n-am știut că mai avem rude. I-am spus că a fost o urgență de familie în Asia. Ei bine, ce ar fi trebuit să-i spun? Îmi pare rău, tată, dar bunica a fost coruptă de o vrăjitoare rea și apoi aspirată într-o bijuterie magică? Și ce? Ei nu au telefon în țara strămoșilor noștri? Am uitat să spun, tată, știi? Bunica a sunat la telefon când tu și mama erați plecați. Ea este bine, dar este într-un mic sat în munți unde nu prea există multe telefonie. Deci nu este sigură când va mai telefona din nou. Helin, un mesaj telefonic este o responsabilitate sacră. Motiv pentru care îți transmit următorul mesaj. Directorul Knickerbrocker a sunat să-ți reamintească faptul că mâine seară este concursul de artă. De ce, Helin? Ce este treaba cu acest concurs de artă? M-am înscris cu luni în urmă, dar cu problemele cu Nerissa, Phobos și cu războiul și cu toate celelalte... Acum, ci găsește un șevalet și fă repede o capodoperă. Ai nevoie de un model? Te rog, am petrecut jumătate de noapte încercând doar să lucrez tema.
Știți că tema era al meu Xanadu. Al meu Xanacum? Xanadu. Era un fel de Eden privat creat de un rege legendar numit Kublai Khan. În mod evident, arbitrii vor să vadă o imagine a ideii artistului despre paradis. Gata, Helin, nicio problemă. Problemă uriașă! Nu ați fost atente! Zambala, dezastru! Candrakar, dezastru! Meridian, dezastru mondial! Cum aș putea măcar gândi la paradis acum? Sunt blocată total! Nu poți rezista la infinit! Nu trebuie să rezistăm la infinit! Doar până când sosesc trupele lui Drake! Aaaa! Acum! Drake! În sfârșit, unde sunt oamenii tăi? Vin pe jos, pe munte! Exact la timp pentru a fi măcelăriți! Vrei să spui tu, UO, sau ar trebui eu? Ține-ți gândul ăla! Hei, Gargoyle, cap de piatră mare! Pun pariu că nu mă pot învinge! Gargoyle, nu! Numești aceea o avalanșă? Aceasta e o avalanșă! Țineți-vă bine! S-au dus și fortificațiile. Hai doar să ieșim de aici! Asta este ceea ce a lipsit Nerisei. Viziunea. Mereu a complotat plănuind să câștige mai multă putere, dar n-a avut niciodată curajul să o folosească. De fapt, vrăjitoarea nu merită să aibă acest magnific obiect purtând numele ei. Din acest moment, sigiliul Nerisei se va numi Sceptrul lui Phobos. Lipsă de viziune? El este prostul fără nicio viziune, distrugând totul în drumul lui fără niciun scop, fără niciun plan. Aș dori să am lumile unite. Asta e viziune. Viziune, bineînțeles, dar fără conștiință. Este vina ta în totalitate. Fii atentă ce vorbești. S-auzi voi. Cum? Ți-am scurs puterea în interiorul inimii din Meridian. Și m-ai făcut prizonieră în interiorul ei, vrăjitoare oribilă. O învățasem pe Elion să reabsoarbă puterea inimii, o putere care este de drept doar a ei. S-ar putea să nu fiu suficient de puternică pentru a ne elibera din sceptrul fratelui meu, dar pe tine te poți zdrobi ca pe un gândac. Și noi vom ajuta. Helin, îmi place arta, doar sunt o persoană la modă, dar n-am de gând să sar peste masa de prânz pentru asta. Bine, poate astăzi. Dar mă sperii, te uiți fix în cartea aia. Cel puțin clipește din când în când, toți copiii fac asta. Nu mă uit fix, mă rog, pentru inspirație. S-a numit Libertate și este făcută de artista mea favorită, Lily Quinonez. Dacă ea nu mă poate inspira, nimeni nu poate. Lily Quinonez? Oh, ador munca ei! De aceea am fost atât de emoționată când ea a fost de acord să fie în jurul competiției. Lily Quinonez? Va vedea pictura mea? Mai are cineva probleme cu respirația? Dacă te consolează cu ceva, de fapt, tu nu ai nicio pictură. Știi, ar trebui într-adevăr să ne întoarcem înapoi în Meridian. N-aveți încă o idee? Nu. Bine, altă idee. Iată, Kublai Khan, de Samuel Taylor Coleridge. Ai de gând să ne citești un poem? Ăsta e materialul sursă, exact ceea ce ai nevoie pentru inspirație. În Xanadu, Kublai Khan a comandat grandioasa cupolă de plăcere, unde Alf, râul sacru, curge printre caverne imense pentru om, în jos, către o mare fără soare. Deci de două ori câte 5 mile de pământ fertil, înconjurate cu ziduri și turnuri. Și acolo erau grădini luminoase cu râulețe sinuoase, unde a înflorit un copac parfumat. Și mai erau păduri vechi și dealurile, învelind pete însoite de vegetație. Dar, oh, acel adânc romantic abis, un loc sălbatic, deoarece era bântuit de femeia înlăcrimată pentru iubitul ei demon. Și din acest abis
cu haos clocotind fără încetare, ca și cum acest pământ respira în largi gâfâieli repezi. O cascadă puternică a izbucnit pentru o clipă. Printre acele erupții repezi intermitente pe jumătate, imense fragmente arcuite au ricoșat. Hei! Hodorogi făcând construcții în zone inundabile? Deci, niciun caz un paradis. Paradisul este un loc secret infinit, cu o colecție de haine fără sfârșit și pantofi de două ori mai mulți. Plus un valet, o cameristă, un bucătar, tot felul de mâncăruri după pofta mea, a voastră. Cornelia, încerci să-i sabotezi șansele. Gata, uită de acest premiu. Vrei să câștigi acest concurs de artă? Atunci răspunsul este simplu. Iepurașii. Iepurași pufoși, îți spun. Nimănui nu-i plac iepurașii. Cred că nu prea ajutăm dacă o speriem așa tare. Hai să plecăm. Ține minte, iepuraș. Oh, este fără speranță. Fără speranță ca și soarta meridianului. Ah! Lurdenii îl găsesc pe blan gustos. Lucrul bun este că lurdenii nu-l găsesc pe blancă. Încă o regiune a căzut, prințul meu. Lucrul bun este că lurdenii nu-l găsesc pe blanc. Într-adevăr, dar o nouă rebeliune răsare ca o buruiană. De data aceasta, trebuie să o zdrobim înainte de a înflori. Simt dulcele miros urât de carne de pasling. Iată criminalul. Gic nu este criminal. Gic este asociat în afaceri. Aici ca să-l ajute pe prințul Phobos. Contracos, bineînțeles. Dacă informația ta e valoroasă. Conducătorii rebeli se tem de Phobos. Își ascund familiile. Gic a urmărit-o pe mama lui Blanc în orașul infinit. Informația ta nu are valoare. Baza rebelilor din orașul infinit este părăsită de mult. Nu baza veche, baza nouă, baza nouă. Suveranul meu, orașul infinit este, e bine, infinit. Dacă creatura cunoaște noua locație. Atunci, dintr-o singură mișcare, elimin întreaga conducere rebelă și pe toți cei pe care îi iubesc. Mama! Oh, sunt emoționat, sunt într-adevăr emoționat. Ar trebui să fiu așa de emoționat, sunt prea emoționat ca să fiu sigur. Hei tu, jurul ar trebui să fie culmea să nu-ți dea ție premiul întâi. Pictura ta este sălbatică și atât de strălucitoare. Drăguț, nu atingeți! Este încă ud, abia l-am terminat la timp ca să cobor aici. Momentul adevărului, deci. Pentru succes. Deci, ce avem noi aici? L-am numit Meridian Lapus. Probabil ai înțeles greșit. Ar fi trebuit să redai Xanadu-ul tău un paradis, nu un coșmar. Dar paradisul este o stare a minții, promisiunea din fiecare răsărit de soare. Fiecare nou început de ziua aduce speranță și șansa de a face lumea un pic mai bună. Ei bine, cred că avem un câștigător. Iepurașul Vuv de Laurent Kluberman. Nimeni nu ascultă de geniu. Domnișoară Lin, doream să-ți spun cât m-a impresionat pictura ta. Ai fost? Ați fost? Promiți atât de mult, crede-mă, fetițo. Mă simt ca și cum sunt martoră la nașterea unui mare talent, să știi. Paradis! Bucură-te câtă vreme poți. Grăbiți-vă, gardiene! Mama în pericol! Hailin în pericol! Părăsindu-l la nevoie pe prietenul meu și lăsându-l cu părinții mei, nu este o karmă este bună? Este serios! Gic i-a vândut lui Phobos locația noului cartier general. Atunci s-o facem! Gardiene, uniți-vă! Pământ!
secretă nu este un secret. Cum? L-a stors cam tare. Atac. Este timpul să plătești pentru crimele tale, Nerissa. Elion, voi toți, acest lucru trebuie să înceteze. Niciunul dintre noi nu va evada din această închisoare, indiferent dacă îl oprim pe Phobos să cucerească Meridian și lumile cunoscute. Dacă nu, lucrăm împreună. Deci, ești cu noi sau rămâi aici pentru eternitate? Cornelia! Ești cam neîngrijit, băiete. Oricum și Raitor este neîngrijit. Dar ți se potrivește neîngrijit. Nebutincioaselor, ați pierdut fiecare bătălie de când m-am întors eu. O lovitură vom da la noapte. Năvălitorule. Năvălitor? Asta mi-a venit la gură. Ce spuneai de respirație urât-mirositoare? M-am plictisit de farsa asta. A venit timpul să tragem cortina. Coboară înapoi, nu pot evada. Nu pot, nu pot să țin. Tarani, iar are nevoie de ajutor. Planul. Nici asta nu va ține. Trebuie să ieșim afară cu toții de aici. Blanc, eliberează grupul tău. Înainte, mama. Blanc este chiar în spatele tău. Elias, Adam, Akiton, mișcați-vă. Blanc e bun, no. Gardiene, acum. Pasling, blestemat. Blanc, atenție. Ai supraviețuit. Foarte rău pentru tine. Nu știu cum poți să suporți mirosul urât, stăpânul meu. N-are rost, Raitor. Îmi place mirosul disperării dimineață. Miroase a victorie. Conducătorul rebelilor și biletul lui de tranzit Broscuța sunt ai mei. Ceilalți au fost ori zdrobiți, ori împrăștiați. Prinț Phobos, ultimul batalion al lui Elion s-a predat. Meridian este al tău. Și Meridian e doar începutul. Există o mică bijuterie a unei lumi pe care am avut o imaginație. Cedric, pregătește trupele să atace Zambala. Cu respectul cuvenit, de ce să glumim cu Zambala când tu poți cuceri Kandrakarul însuși? Zdrobește inima infinitului și fiecare lume va cădea. De ce nu, Raitor? Ce idee splendidă! Kandrakar, pregătește-te! Noul tău stăpân este în drum spre tine!
Unde-i Caleb? Unde e băiatul, mami? Ei nu au reușit să treacă. Nu-i plan, există încă speranță. Fiecare nou răsărit aduce promisiunea. Nu! Nu există nicio speranță. Și aceasta este greșeala gardienelor. Voi l-ați eliberat pe Phobos, știind cine era, știind că va transforma lumea noastră de paradis într-un coșmar. Asta e suficient, Drake. Gardienele au riscat totul pentru Meridian. Phobos a fost prea puternic. Dacă n-ar fi fost Phobos, ar fi fost Nerissa. Gardienele au făcut tot ce au putut. Ar trebui să le mulțumești. Nu, are dreptate. Am pierdut în mod intenționat.